yeah, mi mame, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un bis românesc golan, yeah. Am plecat peste ocean, după biștari, după dolari. Simt că pot și atunci fac că nu te lua și tu că sunt un tată bun doar pentru că vezi pe Instagram. Pentru că dacă... Așa am crezut. Nu te lua după treaba asta, pentru că dacă ai întrebat-o pe nevastă mea, zice că sunt îngrozitor și că e doaia face tot și eu nu fac nimic. Acolo știi cum e, părem mai buni. Dacă te-aș întreba pe tine, tu ce spui? De exemplu, pe Instagram este că par mai înalt? Par mai înalt. Dar vezi, asta e, nu te lua după Instagram, frate, nu vă mai luați după Instagram. Întotdeauna avem de lucrat, la toate capitolele din viața noastră mai avem de lucrat. Dacă ne-am fi gândit în trecut la tine ca tată, nu te-am fi văzut cu căruciorul cărându-l pe plajă, petrecând timp cu cea mică și așa mai departe, tot ceea ce vedem noi. Ok, dar asta ar fi fost vina voastră, pentru că, sincer, eu îmi doresc să fiu tată de mult timp, de când eram foarte tânăr, de la 23 de ani, și pentru că mi-am dorit, e ceva care îmi place, știi? Adică îmi place să petrec timpul alături de fetița mea și atunci, automat, fac toate lucrurile astea. Ce ți-a spus cea mică, nu știu, un lucru care te-a surprins foarte tare? Pentru că a împlinit deja 2 anișori, presupun că a început să vorbească. Mamă, vorbește de mamă, m-a zăpăcit. Nu știu dacă ceva ce m-a surprins, dar e tot timpul cu asta a început să formeze fraze bune și cu te rog, tati, nu pleca, tati, te rog frumos, nu știu ceva. Asta mă rupe chestia asta, adică cu te rog, nu pleca, cu asta, când o aud, e groasă. Ați împărțit cumva rolurile, adică unul dintre voi este părintele bun, celălalt părintele rău, unul poceartă atunci când greșește, celălalt o ia în brațe? Nu. Nu ne-am împărțit rolurile, așa nu trebuie să fie unul părintele bun și părintele rău. Când greșește și când se apucă, mai ales nevastă mea de ea, eu trebuie să susțin și să zic și eu, da, tată, i-ai greșit, nu se poate, nu știu cum. Are momente astea în care vrea să ne încalece cu plânsul cu astea și încercăm să o ținem, să nu devină o alintată și mofturoasă. Dacă te-ai gândit la viitor, ce meserie ai alege pentru fiica ta, dacă ai avea posibilitatea să alegi tu lucrul acesta? Nu știu, habar n-am. Nu știu, o meserie. Tu îți dai seama, suntem în 2021, îți dai seama ce meserie o să fie atunci, ce îmblânzitoare de marțieni. Adică o să fie niște meserii, frate, pe care nici nu ne putem gândi acum. Deci, asta... E o actriță bună? Știe să vă impresioneze atunci când își dorește? Nu știu dacă e o actriță bună, nu știu. E drăguț în tot ce face, eu stopit. Adică e ok tot, sunt mulțumit, nu știu. E mi mame, yeah. Am plecat să fac bani, yeah. Un bis românesc golan, yeah. Am plecat peste ocean, după biștari, după dolari.